Să iau ceva și tot m-am ars. Și am stat, m-am așteptat să vină pompieri. Câte clăi cu fum erau aici? Erau vreo 5 clăi și erau un jur de 30 de tone. Dar pentru ce era fum? E ceva fermă aici? Pentru oi, pentru soile, da. Și era fum. Și de la vegetație s-a prins? Cum de la canal, curățat, nu știu. De intervenție. În prezent lucrăm la lichidarea incendiului. Cum a fost cu apa? Sunt hidranți în zonă? Da, sunt hidranți în zonă la Reteac, deci nu sunt probleme cu alimentatul autospecial. Este curs de cercetare.